În biografia domnului Leancă scrie și faptul că vorbește mai multe limbi. Limba română ca limbă maternă, rusa, engleza, franceza, maghiara și bulgara. De multe cunosc. Așa scrie. Le cunoașteți pe toate, într-adevăr? Le vorbesc. Le vorbiți. Care mai bine, care mai rău. Am înțeles. Română o vorbim acum, despre rusă știu că vorbiți, engleza v-am auzit vorbindu-vă și franceză. Bănuiesc că bulgara nu e o problemă, însă maghiară, nu știu dacă v-a auzit foarte multă lume vorbind în Republica Moldova. Și doriți să avem acum un exercițiu? Da, da, da. De ce nu? Da, și foarte curios să văd. După care urmează să vorbiți cu domnul Coleman în germană. Asta urmează să fac. Adevăr, asta urmează să fac. Deci în maghiară. În maghiară, bun. Nodium sepen, că sunem oază eftodial fogata stomec hivașt. Ei nici că sunem sepen. Mă gătăi la gbese magyarul most. Igen. Tanultam, beszélek még mindig, nagyon szép nyelvez. Úgyhogy én büszke vagyok, hogy magyar nyelvet tanultam, mivel még egyszer nagyon szép nyelv, és szeretem ezt a nyelvet. Ne spuneți și nouă despre ce este vorba. Acum vă rugăm să traduceți, că noi nu înțelegem maghiară. Am putut să solicităm și serviciile ambasadei maghiare pentru a verifica corectitudinea, dar eu vă pot spune că, într-adevăr, domnul Leancă vorbește o maghiară foarte bună, cu o pronunție foarte bună, ceea ce este rar, limba maghiară este dificilă. Am început prin a-i mulțumi pentru faptul că a acceptat invitația, a spus că a acceptat o cu plăcere, că a învățat această limbă, care este o limbă foarte frumoasă și care îi place. Și în mod curios, prin intermediul limbii maghiare și istoriei Ungariei, atunci în perioada sovietică, am reușit să cunosc mult mai bine etnogeneza poporului nostru, să deprind elemente extrem de interesante și din istorie, prin această relație româno-maghiară, cine a fost primul în Transilvania și așa mai departe. Și să știți că opera politică a lui Eminescu, pentru prima dată am citit-o la Budapesta. În 85, când la Chișinău era încă interzisă. Și a fost un stat de regiune. Mergeam în fiecare seară la Sicene, Künftar, și acolo citeam și îl conspectam. Iată că l-am provocat și pe istoricul din domnul Corman. Domnul Corman e doctor în istorie. E bine să-l poți citi în original. El în germană a scris. Eu germană nu vorbesc, tu ai citit-o.